Invitat în cadrul emisiunii În linia întâi la Nova TV, deputatul PNL Mircea Cazan a explicat că cele două companii din domeniul gazelor naturale, cu sediul central la Mediaș, trebuie să fie conduse de specialiști pe Târnava Mare, nu de oameni care nu știu nimic despre această industrie și al căror unic interes este acela de a-și angaja neamurile pe salarii mari. Eu m-am luptat permanent. Interpelări în Parlament, întrebări la ministru, am cerut demisia ministrului pentru legătură cu Romgazul și cu Transgazul. Cu ambele am cerut. Ce au făcut? Și-au făcut, într-adevăr, niște sedii paralele la București pentru ca să-și angajeze nepoții, să-și angajeze neamurile, să-și angajeze, să aibă un mijloc de influență. Dar de ce să vină un profesionist? Atâția profesioniști are Mediașul. Gazul, Romgazul și Transgazul trebuie condusă de medieșeni profesioniști. Evident, apolitici. Dar trebuie să conduce pentru că de aceea este la Mediaș. De aceea spuma specialiștilor e aici la Mediaș. Nu-mi trebuie mie bucureșteni să-mi vină numai să iau salarii și în Consiliul de Administrație și să facă naveta o dată pe lună sau la două luni să vină la București la Mediaș. Că ce bine este să ia bani și să se întoarcă înapoi. Stați mai puțin. În Consiliul de Administrație le avem în fața ale Transgaz și Romgaz. Sunt foarte puține persoane de specialitate din domeniul gazelor naturale. Cum spunea și noastră, la Transgaz, președintele Consiliului de Administrație a terminat petrol și gaze la Ploiești, dar nu a profesat niciodată în domeniu. Iar la Romgaz doar directorul general PPS. Da. Poziția PPS. PPS. Iar la Romgaz, doar directorul general și Medieșanu Puiu Chisăliță sunt specialiști în domeniu. Ce urmărește de fapt acest management privat? Că tot s-a vorbit de management privat la marile societăți și companii naționale. Și cum pot fi conduse, asta e întrebarea, companii cu activitate minament tehnică de oameni care sunt specialiști în avocat sau în bănci, cum sunt membrii acestor consilii de administrație? Nu este cazul numai Romgazului și Transgazului. Sunt mai multe societăți similare, prin care Caracatița, această roșie, încearcă să-și pune, să o monopolizeze și să facă, să, pe cât pot, să sugă. Poate e un cuvânt prea dur, seva și munca oamenilor. Pentru că ce fac acești oameni care au 10.000 de euro salarii, care au 10.000 de avantaje și care n-au absolut un cuvânt spus concret pentru buna desfășurare a societății? Rămân la aceeași părere. Consiliul de Administrație, directorii trebuie să fie oameni ai Mediașului, oameni care au lucrat în Romgaz, deci oameni care au auzit măcar de formula gazului. Întrebați pe ăștia ce înseamnă. Întrebați numai cum miroase gazul. Da. Și o să vă dea răspuns. Este simplu, merg captan, n-are miros. N-are miros, e normal, dar preț o întrebare.